Evident că nu avem noi suficiente date astăzi ca să putem să exprimăm un punct de vedere care să fie complet. Dar cert este că dacă analizăm ce a spus presa în ultimele săptămâni, vom putea constata că pe timpul mai mulți ziariști, presa centrală a anunțat o arestare a bombei la nivelul cel mai înalt. Reținerea lui Sorin Oprescu, dincolo de probe, generează o situație nouă pe scena politică românească și evident că în următoarea perioadă cum va fi gestionată de toate partea. Sorin Oprescu nu era doar un primar independent, era un primar care a fost susținut în anul 2012 de PNL, de UNPR, de PC și de Partidul Social-Democrat. Iar în ultimul timp erau destul care vehiculau și ideea independenței totale a Sorin Oprescu, dar și ideea poziționării lui a fost de PSD sau de Partidul Național Liberal. Deci erau două variante. Era și un om apreciat la nivel național și mulți spun că ar putea fi un dosar politic, ca multe altele. Este greu de spus asta, dar cert este că situația este una cu adevărat excepțională și care va influența într-un mod important. Nu știu dacă decizii, dar e important scena politică.